Neața tuturor! Competiția devine din ce în ce mai acerbă pe plan profesional, iar concurența din ce în ce mai agresivă datorită lunii pline din berbec. Sunt favorizate însă afaceri de pe cont propriu. Cei mai de temut angajați sunt fecioarele și peștii. Berbec, ești competitiv în mediul profesional, dar este posibil să exagerezi, nu căuta confruntarea directă. Taur, dacă te îndepărtezi prea mult de la normele de la serviciu, îți atragi cârcotași. Păstrează un echilibru la acest nivel. Gemeni, dacă descoperi o cauză care te mișcă, luptă pentru ea. De asemenea, te remarci dacă lucrezi în echipă. Rac, decazi din grațiile superiorilor. Poate este un semn că ar trebui să dai lovitura pe cont propriu. Leu, se pot ivi probleme cu legea perioada aceasta. Pe de altă parte, sunt favorizate programele de studii personalizate. Fecioara, ești mai predispus să riști sume mari de bani. Nu este indicat să-ți pui la bătaie toate resursele. Balanța. Unele parteneriate pot lua sfârșit brusc zilele acestea. Competitorii se pot dovedi însă mai înverșunați ca niciodată. Scorpion, ai un rol important în atmosfera de la locul de muncă. Depinde și de tine dacă este tensionată sau relaxată. Săgetător, dai dovadă de multă creativitate pe care o poți fructifica la serviciu. Ai mare grijă cu speculațiile financiare. Capricorn, nu este indicat să cumperi terenuri sau imobile în următoarele săptămâni. Așteptările nu se vor materializa. Vărsător, ai tendința să fii repezit și nu este indicat să iei cuvântul la ședințe. Poți câștiga mai multe dacă doar asculți. Pești, ai toate șansele să câștigi bani în plus din proiecte mici de scurtă durată. Ai grijă însă cu cheltuielile. Ne revedem în a doua parte a emisiunii cu Horoscopul General.